Bun găsit, doamne, domnișoarelor și domnilor, cu invitata mea de astăzi. Nu m-am mai văzut din luna decembrie. Hospice Casa Speranței, Mirela Nemțeanu, directorul general al acestui așezământ, i-aș spune eu, în care oamenii, sau acolo unde oamenii mai găsesc alinare. Să rămână, bun regăsit! Bună ziua și mulțumesc tare mult pentru invitație. Între noi și voi o relație de tare lungă durată și știu că tot timpul ați fost alături de noi în a transmite mesajele Hospice, ce face Hospice, ce se mai întâmplă în Hospice, așa că mulțumim pentru ocazia acestei discuții. Cu siguranță, cred că pe undeva e rolul nostru. Acum, sigur, sunt unii care aleg să facă altceva în televiziune, dar noi încercăm să rămânem ancorați așa în realitatea asta. Martie este luna în care aniversați 32 de ani de existență. Da. Este vorba de existența în România, presupun. Dacă ar fi să fiu foarte, foarte corectă, este aprilie și dacă îmi permiți, Dan, o să te rog, deși pot presupune că lumea din Brașov știe istoria noastră, dar mie îmi place să Da, am ocazia să o amintesc de chiar te fiecare rog, dată. chiar te rog. Și asta aș vrea să punctez faptul că ceva ce a ajuns la ora actuală să fie o mișcare, aș putea spune, tare frumoasă, cred că trebuie să rămână sentimentul ăsta de mândrie că a început în Brașov. Mai precis, ne amintim cu tot, sau o parte dintre noi ne amintim perioada post-decembristă, poate încă nu, dar o parte ne amintim perioada post-decembristă și ținem minte că era momentul ăla în care în România, dat fiind căderea blocului comunist și a regimului pe care noi l-am avut, au venit foarte mulți oameni și au dezvăluit foarte multe orori care existau în România, în special în sistemul de sănătate. Eu încă mi-amintesc, deși au trecut vorba 35 de ani de atunci, eu țin minte și acum l-am dat un reportaj pe care l-am văzut făcut de niște jurnaliste la BBC legat de condițiile în care copiii cu dizabilități severe erau tratați în România. Era ceva horror. Și ne amintim că în perioada aia au fost foarte multe persoane străine care au venit în România cu dorința de a ajuta, de a duce ajutorări și produse concrete atunci, dar o parte dintre ei au vrut să facă un pic mai mult. La acel moment post-decembrist a fost un britanic, se numește Graham Perrolls, care a venit și el cu ajutoare în România, în Brașov, mai precis, și între vizitele pe care le făcea, mergea mult în spitale să vadă situația pacienților din spitale. Și te povestea că a asistat la acel moment la un episod un pic șocant, faptul că fiind într-un spital din Brașov, într-un spital public, plimbându-se pe acolo cu ajutorare, a asistat la o scenă în care un tânăr de 27 de ani aflat în spital, pe holurile de așteptare din spital, a murit în niște dureri cumplite, urlând de durere și cu nimeni care să-l ajute. Și atunci ne povestea fondatorul nostru că a fost atât de revoltat de ce s-a întâmplat, încât a mers până la management să întrebe de unde, de ce nu i-ați făcut nimic, omul era, unde trebuia să fie în spital și totuși l-ați lăsat să moară în dureri. Și urmarea discuțiilor purtate a realizat că nu a fost rea intenție, ci la modul propriu în România post-decembristă, imediat post-decembristă, nu exista nimic care să adreseze zona asta a pacienților care sunt în ultima fază. Și atunci, analizând un pic mai în amănunt, s-a arătat o realitate pe care acum o știm la momentul ăla, nu o conștientizam. Faptul că la acel moment în România nu exista nimic adresat pe zona medicală pentru pacienții cu boli incurabile și cu prognostic limitat de viață. 30 de ani peste, dacă facem un arc de timp, vedem că multe s-au schimbat, dar multe încă sunt în același stadiu. Revenind, în 1992, mai precis în aprilie, s-a înființat la Brașov o fundație pe care cred că la momentul respectiv nici fondatorii nu estimau ce avea să devină, care a fost prima organizație din România destinată serviciilor de îngrijire paliativă. Norocul nostru, cumva aș putea spune, a fost exact această legătură cu Marea Britanie, pentru că pentru cine ne ascultă și poate nu știe, paliația este o zonă medicală, este considerată una din cele mai noi zone medicale și este considerată una din cele mai umane zone medicale. A apărut în Marea Britanie, undeva prin anii 1960-1970. Doctorița care a statutat această direcție medicală, Dame Cicely Saunders, a înființat primul hospice din lume, care se numește Hospicul St. Christopher.
care noi de la început am fost în legătură. Și cumva asta a fost unul din norocurile noastre mari, faptul că fondatorul nostru, fiind englez, de la început, din prima secundă în care Hospice Casa Speranței a luat ființă la Brașov, noi am lucrat în colaborare cu acest prim hospice din lume și cumva de la început am integrat standardele și calitatea serviciilor de paliație așa cum ar trebui să fie. Au trecut mulți ani de Know-how atunci. este foarte important, da. Exact. Și mi se pare chiar aparte faptul că, în general, dacă îmi permiți, Dan, vreau numai așa pentru cei care ne ascultă să înțeleagă un lucru. Există variate servicii medicale, foarte multe. Dintre acestea, Organizația Mondială a Sănătății adresează anumite servicii ca fiind servicii medicale esențiale, anume serviciile, pentru că se consideră că în orice țară, în orice județ, în orice oraș, în orice comunitate, și dacă vrem putem să facem exercițiul ăsta, inclusiv în rândul prietenilor și familiei noastre, oriunde avem oameni, avem trei tipuri de oameni. Oamenii sănătoși, oamenii bolnavi cu potențial de vindecare și oamenii incurabili. Organizația Mondială a Sănătății spune că pentru aceste trei categorii de oameni, sunt cinci direcții medicale esențiale care trebuie făcute de orice stat și date oricui om, oriunde s-ar afla el, în oraș sau într-un satuc mai mic. Pentru populația sănătoasă, programe de prevenție. Pentru populația bolnavă cu potențial de vindecare, trebuie să existe programe de diagnosticare, tratament, reabilitare. Pentru populația incurabilă, programe de paliație. Deci, iată că paliația este, de fapt, o zonă medicală esențială. Pe aceste cinci programe, prevenție, diagnosticare, tratament, reabilitare, paliație, toate aceste cinci direcții în toată lumea, în orice țară mai civilizată, cum am vrea să spunem, statul este cel care implementează prima oară aceste programe, pentru că statul este cel care are puterea legislativă și materială de a dezvolta infrastructură, spitale și tot așa. Iar ulterior, serviciile pot fi preluate și de sectorul privat, destul de puțin de sectorul non-guvernamental, pentru că, în general, prestarea serviciilor medicale nu prea este preluată de sectorul non-guvernamental. Acum, revenind la hospice și la bucuria și recunoștința pentru ce putem să facem, e interesant de subliniat faptul că în România, ONG a fost cel care a adus un serviciu medical esențial. Deși acest serviciu medical esențial ar fi trebuit să existe de la început în Strategia Națională de Sănătate a țării noastre, a României. Și iată că un ONG născut în Brașov, că trebuie subliniat și lucrul ăsta, că alte oportunități sunt în capitală, alte oportunități sunt într-un oraș mai mic, chiar dacă e mai mare față de celelalte. Deci a fost vorba de multă ambiție din partea oamenilor și de foarte mult sprijin din partea comunității. Și iată că un ONG a apărut în Brașov, a reușit să aducă o direcție medicală esențială pentru prima oară în România. Și așa cum bine știți, noi de 32 de ani ne tot luptăm, ne tot, ușor, ușor, pas cu pas, că n-a fost ușor de realizat niciun pas, dar la ora actuală, practic, am putea să spunem că tot ce există ca paliație în România a fost cumva atins și de hospice pornind din Brașov. Ceea ce zic eu că ar trebui să fie o mare bucurie și pentru noi o mare mulțumire și recunoștință față de comunitate care a înțeles. Pentru că, cum bine știți, absolut toate serviciile oferite de noi sunt gratuite și nimic nu ar exista. Noi n-am putea să angajăm oameni, n-am putea să funcționăm, n-am putea să mergem la pacienți dacă comunitatea n-ar fi alături de noi. Comunitatea brașoveană a fost tot timpul tare aproape și alături de noi. Da, discutam ieri cu cineva de la Fundația Comunitară, pentru că ne întoarcem și ne întoarcem, ne întoarcem de fiecare dată la comunitate. Este Corect. clar, ziceam eu și ieri în emisiune și invitata mea confirma, dacă noi nu reușim să facem niște lucruri, să ne mobilizăm în a face niște lucruri bune, doar așteptatul nu o să ne aducă nimic. Și Exact. pentru că ai pomenit de perioada comunistă, da, perioada comunistă este, nu știu, sunt 50 și ceva de ani acolo în care nu am avut un comportament normal. Nu vreau să fiu mai rău de atât, dar noi Exact. nu am avut, ca nație, n-am avut un comportament normal. Așteptam să ni se dea, așteptam să ni se facă și ne mulțumeam cu cât ni se dădea și ni se făcea. Era, așa eram noi.
Știi A ce? trecut. Apropo de ce ai zis, că într-adevăr noi n-am avut un comportament normal și noi am uitat un pic să ne uităm la ce înseamnă societate cu totul, pentru că, părerea mea, că adevărata valoare a unei societăți e dată în primul rând de felul în care societatea se poartă cu cei mai vulnerabili oamenii săi. Indiferent că vorbim de persoane bolnave incurabile sau de orfani sau... Deci exact acele categorii cele mai vulnerabile. Degeaba noi o ducem bine în bula noastră dacă noi, ca societate, ignorăm acești oameni. Iar adevărata noastră valoare, ca țară, ca societate, ca nivel de civilizație, acolo trebuie să ne uităm. Cum ne Da, asta. comportăm cu persoanele vulnerabile? Asta face, tu spui foarte bine, dar face o societate normală, o societate sănătoasă din toate punctele de vedere. Până la urmă, comunismul, ca și nazismul, de exemplu, ne-au arătat că oamenii care au probleme din naștere, dobândite pe parcurs, nu contează, sunt marginalizate în societățile astea, să le zicem, dictatoriale. Dictatoriale, da, Exact. așa Și este. atunci noi asta, de asta spun că noi am trăit o viață tulbure, o viață anormală, timp de Așa e. 50 de ani, după care ne-am confruntat cu o problemă pe care sistemul o punea așa, o Se măsura chinuie și o să o punea rezolve. sub ură. Da, Pentru o că asumeam. asta facem și noi și o simțim foarte intens, pentru că noi, practic, de 32 de ani de când existăm, asta ne facem, ne chinuim să rezolvăm o problemă care ar trebui, așa cum ai zis tu, integrată normal în societate, din punct de vedere social și medical, deci nu doar medical. Și noi, de 32 de ani, ne chinuim să integrăm asta, pentru că spitalele noastre publice, mă refer, în continuare, nu au aceste servicii, nu știu să integreze pacienți cu condiții limitatoare de viață, nu integrează utilizarea opioidelor, de exemplu, așa cum ar trebui integrată în practica lor normală. Deci sunt încă foarte multe reticențe, astfel încât acum, de exemplu, m-am zis, Da. paliația, Organizația Mondială a Sănătății spune că e un drept esențial, e un drept uman, în esență. Oricine, oriunde s-ar afla, că se află într-un oraș mare, că se află într-o zonă rurală, ar trebui să aibă dreptul să-și ducă viața cu decență și fără dureri până în ultima clipă. E, care e situația acum în România? În România, la ora actuală, național vorbind, avem un estimat de 192.000 de persoane care au nevoie de paliație acum, în România anului 2024. Ce ni se pare nouă și mai îngrijorător este că ritmul de creștere e undeva la aproximativ 10.000 de noi pacienți în fiecare an. Deci este accelerat. Și cauzele sunt multiple, că ne uităm un pic și vedem. Îmbătrânim. Toată populația îmbătrânește. Normal, asta aduce după sine niște comorbidități asociate. Crește incidența bolilor grave, crește incidența cancerului. Se estimează că unul din cinci oameni vom ajunge până la finalul vieții să facem cancer și asta pe cifrele actuale. Poate în viitor va fi și mai greu. Scade vârsta de dezvoltare a acestor patologii. Deci toate astea fac ca la ora actuală ce simțim noi pe serviciile noastre, pe zona de paliație, să fie o presiune extrem de mare. Avem acum, anul trecut, am avut aproximativ 100.000 de oameni bolnavi oncologici. Și nu e îngrijorătoare doar cifra de 100.000, ci faptul că acum 10 ani erau 50.000. Deci este un S-a ritm dublat. foarte alert de creștere. E adevărat că dublarea vine și din faptul că ușor s-a îmbunătățit partea de diagnosticare, dar nu atât de mult încât să justifice o dublare. Deci, ca să fac o recapitulare pe cifrele care ne arată România actuală, avem 192.000 de persoane acum care au nevoie de paliație, 100.000 de persoane diagnosticate cu cancer, pentru că paliație nu înseamnă doar cancer, înseamnă orice condiție care te duce într-o zonă terminală. Avem 55.000 de oameni anul trecut care au pierdut lupta cu boala oncologică. Aceștia toți aveau nevoie de paliație în mod stringent. Și la ora actuală există mai mulți operatori de paliație în România. Hospice nu mai este singur operator, deși ani și ani de zile a fost singurul. Dar noi mereu ne-am îndreptat activitatea pe două direcții. Odată, servicii pentru pacienți. Doi, să instruim și să pregătim și alți operatori care au capacitatea să facă paliație, pentru că e nevoie de paliație în toată țara, nu doar în Brașov sau în București sau unde suntem noi.
Și atunci, la ora actuală nu mai suntem singurul operator, ceea ce e bine, dar, din păcate, în continuare, din păcate și din fericire pentru noi, dar, mă rog, din păcate pentru pacienți, în continuare suntem singurul operator și fac comparație sistem public-privat, non-guvernamental, suntem singurii care oferă toate serviciile de paliație. Adică internare în spitalele noastre, consultații în policlinici, îngrijire la domiciliu, servicii de psihologie, asistență socială, absolut tot ce are nevoie un pacient și familia sa. Ceea ce pune o presiune foarte mare pe noi, pe hospice. Mă uitam, de exemplu, noi de la an la an tot ne uităm de unde vin pacienții noștri. Și, cum am spus, ne-am început în Brașov. În Brașov s-a și înființat primul spital de paliație din România care funcționează de peste 20 de ani cu titlu permanent și o să revenim la acest subiect al spitalului din Brașov. Ne-am extins după aia în Zărnești și în Făgăraș cu echipe de îngrijire la domiciliu. Ne-am extins după aceea în București și în București avem cel mai mare spital de paliație din România care funcționează din 2016 și între timp am mai deschis și un centru dedicat doar copiilor lângă București. E, dar practic suntem în două județe, Brașov, județul Brașov și județul București. Vreau să vă zic că anul trecut, la noi, în aceste două județe în care funcționăm, au venit pacienți din 38 de județe. 38 de județe înseamnă aproape toată țara. Și înseamnă o disperare a pacienților, pentru că da, noi suntem mândri și recunoscători pentru ce servicii oferim. Dar e clar că dacă vine un om de la Baia Mare, vine de disperare până la noi. E clar că dacă ar fi avut ceva acolo aproape, ar fi mers acolo. Deci nevoia este imensă la nivel național, iar presiunea pe serviciile noastre este tot mai mare. O simțim de la an la an tot mai mare și mai mare. Și de asta voi am observat un lucru, că faceți față cu brio presiunii, mai ales că vă Dar faceți insuficient, da. meseria bine și încercați să adunați fondurile necesare pentru gratuitatea aia de care pomeneai la un moment dat, și ați inventat chiar, cu ghilimele de rigoare, o sumedenie de lucruri prin care îi faceți atenți pe oameni. Îi faceți atenți în sensul că ar putea să contribuie într-un fel sau altul pentru ca hospice să beneficieze de fondurile necesare. Aici vreau să vă felicit, Petruța Anania, colega voastră, a primit Exact. pe 19 seara premiul pentru Aseară. cel mai bun asistent social în 2023 și sunt 60.000 de asistenți Asta sociali în vreau, România. dacă îmi permiți, vreau să spun, pentru că încă avem bucuria asta foarte mare. Paliația înseamnă nu doar intervenția medicală, pentru că în momentul în care te apropii de zona asta de final, cu atât mai mult când te apropii de zona de final, dar tot timpul când ai o boală incurabilă, tu ești om, tu nu ești doar un dosar cu date medicale. Tu ești un om care are presiuni pentru că nu mai poți munci, nu mai poți să aduci acasă banii de care poate familia ta depindea, ai tumult sufletesc, ai nevoie de consiliere psihologică, tu sau... Și atunci noi avem o echipă, ceea ce este aparte și nu o să găsiți în niciun alt spital public sau privat. Noi nu avem echipă formată doar din cadre medicale, ci și din colegi pe asistență socială, pe spiritualitate, pe psihologie și practic integrăm aportarea asta completă. Orice pacient vine la noi este analizat inclusiv din punct de vedere social. Și atunci colegii noștri de la social chiar fac o treabă absolut minunată. Și da, cum ai spus și tu, Dan, aseară a fost Gala Națională a Asistenței Sociale și, cum ai spus, la ora actuală în România, în tot ce înseamnă asistent social, sistem public, privat, non-guvernamental, nu contează. Avem aproape 60.000 de oameni care lucrează în asistență socială, iar colega noastră din Brașov, Petruța, a câștigat premiul de cel mai bun asistent social. A fost o bucurie imensă, mai ales că gala a intrat pe mai multe categorii. Am avut cel mai bun asistent social pe servicii medicale, pe persoane victime ale violenței domestice, pe persoane din penitenciar. Deci au fost mai multe categorii, fiecare cu câștigătorii lor, dar a fost și marele premiu Overview. Și Petruța noastră a câștigat. Și a câștigat extrem de bine meritat. Da, sunt convins. Eu am avut șansa, ocazia chiar să pășesc la voi în Ai fost la noi? spitalul. Da, am jucat într-o piesă de teatru pentru Serios? pacienții voștri, da.
Știi cum e Păi te cu... invităm să mai vii, să mai faci asta. O Că să mai drama vin cu terapia siguranță, e da. chiar tare Acum, importantă. exact, am văzut acolo niște lucruri care nu păreau să aibă legătură cu sistemul medical. Acum, eu nu vreau să cataloghez sau să trag Am semnale de frecventat alarmă și foarte așa mai bine asta. departe, că nu e genul meu. Dar era o mare diferență între un spital normal de stat sau chiar privat din România și ceea ce se întâmpla la hospice. Și aici mă refer la atitudinea angajaților. Era cu totul și cu totul altceva. Dincolo de faptul că, într-adevăr, oamenii aceia își trăiesc la hospice, Casa Speranței, ultimele zile, ultimele săptămâni, ultimele luni de viață. Dar dincolo de asta era altceva, era foarte multă empatie și cumva chiar și noi, non-actorii sau neprofesioniștii care am jucat în piesa respectivă, am fost impresionați de ceea ce am văzut acolo și de asta, cu siguranță, atunci când va fi cazul din nou, o să fim prezenți. Ce mi-a plăcut și gala pe care ați avut-o în decembrie și unde eu am prezentat partea de, cum se Exact. numea, licitație. Licitație. Fost Exact. acolo, am văzut niște lucruri și cumva mi-am dat seama, sau încă o dată mi s-a confirmat faptul că noi, comunitatea, putem să facem niște lucruri și, repet, nu trebuie să așteptăm nimic de la stat. Statul să le rezolve pe alea pe care nu reușește să le rezolve nici într-un caz, dar noi trebuie să fim un pic mai uniți și văd aici o sumedenie de evenimente, au fost și în anii trecuți, vor fi și în anul ăsta, competiții sportive, spectacole caritabile, organizate de voi, organizate împreună cu voi de tot felul de instituții, Vintetul Anatolii, Inspectoratul Școlar, adică există o efervescență în jurul Hospice Casa Speranței. Asta înseamnă că Doamne ajută. demersurile voastre, munca voastră se vede și este recunoscută de comunitate. Dar, Dan, îmi place ce ai spus apropo de sentimentul pe care l-ai avut când ai venit la noi. Știi că multă lume când vine la noi, în Brașov, în București, nu contează, multă lume zice, aoleo, parcă nici n-aș fi în România, parcă nici n-aș fi în spital. Și de multe ori am stat și ne-am gândit, oare de ce? Că nu avem cele mai mari spitale, nu avem cele mai, nu știu, de ultimă oră dotări, dar este exact ce ai zis tu, este atitudinea colegilor. Noi, la ora actuală, suntem pe toate locațiile noastre, suntem 270 și un pic de angajați. Deci suntem cea mai mare echipă pe care o fundație o are în România la ora actuală și din fericire, și aici eu personal mă consider foarte norocoasă, fiecare om care este în hospice e de valoare umană specială și transmite ce ai spus tu, aceeași atitudine, pentru că se înțelege, știi, când vine cineva la noi, oamenii care ajung la noi nu ajung pe plăcere, ajung pentru că trec prin niște situații foarte grele. Și ajung cu propriile lor foarte multe presiuni, majoritatea vin cu depresie, vin cu foarte multe lupte pe care încă le poartă. Și exact cum ai zis tu, partea de atitudine contează. Ții minte că la un dat, de exemplu, am avut noi un băiețel sau care s-a și stins, 13 ani avea, și un copil absolut extraordinar, ne-a marcat pe toți și când a venit la noi, veniseră după ani de zile de încercări, de vindecare și poate până la urmă, avea o familie foarte iubitoare și foarte legată în jurul lui, familia care a făcut absolut tot ce le-a stat în putere să fie alături de copil, copilul până la urmă cu cancer osos, extins și pe pulmonar, extins și limfatic, amputat, a venit la noi după peste un an de zile de plimbat prin diverse spitale din România, au încercat și în afară la un moment dat, dar la un moment dat nu a mai fost transportabil. Deci, peste un an de zile avea prin spitale în România o familie cu potență financiară, trebuie să spun, care a înțeles nefericirea de a fi într-un sistem public în care ți se cere șpagă și nu s-au dat înlături săracii de la nimic, numai să primească copilul grijă, și ne povesteau niște lucruri șocante pe care le-au trăit în sistemul public. De genul, copilul era întors cu fața la geam, cu spatele la ușă și se zicea în față, copil de 13 ani, deci înțelegeai, se zicea, ce te mai uiți tu cine intră, că tu oricum o să mor, nu te interesează.
copilul nu se mai putea mișca, nu putea să se hrănească singur, se punea castronul cu mâncare lungă aruncat, dacă ți-e foame, descurcă-te, dacă nu, nu. Cu cruste de fecale pe el, cu niște lucruri care țin de umanitate. Au ajuns la noi, săraca, mai 3 săptămâni, fără medicamente, fără nimic, deci l-au lăsat cu niște dureri cumplite. A ajuns la noi 3 săptămâni, a mai trăit cu noi, timp în care nu a mai avut absolut nicio durere. A fost tratat ca un om, așa cum trebuia, și părinții săraci erau șocați. În spitalele publice nu erau lăsați să stea cu copilul, ceea ce mi se pare halucinant, când tu știi că ai clipele numărate, dai seama că îți dorești să stai cu copilul. Și la noi au primit ceea ce ar trebui să primească: umanitate, suport, suport psihologic, inclusiv pentru părinți, inclusiv pentru fratele mic, care trăia o traumă văzându-și idolul și fratele trecând prin ce trece, astfel încât, da, trauma s-a produs, copilul săracu s-a stins, dar a fost o urmă de umanitate la final. Și deși, uite, au trecut ani de zile de atunci, cu mama vorbesc în continuare, vine, ne vizitează, e alături de noi. Deci, chiar atunci când se întâmplă tragedii, important e cum adresăm acele tragedii și măcar să trecem cu ele, prin ele, într-o formă de umanitate. Îmi spunea un stareț la un moment dat o vorbă care mi-a plăcut foarte mult. A spus că, și mi-a plăcut foarte mult vorba aia și mi-a rămas în minte: felul în care ieșim din viață e la fel de important ca felul în care intrăm în viață. Toată lumea se bucură când apare un suflet nou, când se naște cineva, și e o mare bucurie. Și nu ne place să ne uităm la celălalt capăt al drumului, dar există și acel celălalt capăt al drumului. Și mi-a plăcut într-adevăr cum accentuai el faptul că, așa cum înțelegem importanța intrării în viață, la fel ar trebui să înțelegem și importanța ieșirii din viață și experiența care oricum e dureroasă, să o facem mai puțin traumatizantă. De asta încercăm să facem în hospice. Da, acum suntem la final de emisiune și Oh, apropo de lucruri pe deja? care le... A trecut repede. Apropo de lucruri pe care trebuie să le înțelegem și cumva să le abordăm cu toată umanitatea posibilă, poate să pară o glumă, dar viața este cea mai cumplită boală. Se termină întotdeauna cu moarte. Că nu contează vârsta, că nu contează locul, că nu contează absolut nimic. Trebuie să înțelegem Da. lucrul ăsta, să fim alături de cei care, la un moment dat, este clar că nu mai au șanse să facă absolut nimic în viața asta. Mulțumim Dar frumos! vreau să mai punctez, dacă îmi permiți, foarte pe scurt ceva, pentru că și poate avem ocazia să vorbim pe viitor. Îți Sigur. spuneam că e o presiune foarte mare de pacienți și, uite, ca un overview, anul, ca o privire de ansamblu, anul trecut față de anul anterior, noi am avut o creștere de 31% a pacienților care vin prin serviciile noastre, noi oricum fiind aglomerați, și avem 31% în plus pacienți. Și din cauza asta, ăsta e un mesaj către comunitate pe care poate continuăm, din cauza asta noi avem acum un plan, și vom începe să popularizăm acest plan. Avem nevoie să construim un spital. Pe scurt, spitalul actual, care funcționează de 20 de ani în Brașov, nu mai face față cerințelor și avem nevoie să construim la un dat încă un spital, și aici ne bazăm tare, tare mult din nou pe sprijinul comunității, cu totul, de la fiecare om, companie, până mai ales la autorități. Corect, și ăsta era și el un subiect, dar uite că au trecut repede cele 27 de minute, dar promit să facem o emisiune strict pe Te acest rog. subiect și cred că ar fi interesant. Până atunci, cei care vor să afle mai multe lucruri. Aici nu este vorba nici de cerut ceva, nu e vorba de absolut nimic de genul ăsta. Intrați pe Hospice Casa Speranței și vedeți un pic, dacă nu știți deja, cu ce se ocupă hospice, vedeți în primul rând cum puteți ajuta. Și faceți o cunoștință de cauză, gândindu-vă că este nevoie întotdeauna de o mână de ajutor. Și atât, mai mult de atât, povestim altă dată. Deci facem o emisiune cu extinderea Da. spitalului de la Brașov, asta este clar. Da. Mulțumim frumos, Mirela Mulțumesc tare Nestaru, mult pentru director discuția de general. azi. Mulțumim și noi. Director General Hospice Casa Speranței, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunt Dan Ghiță. Ne-am întins noi un minut mai mult, dar nu cred că este foarte, foarte rău. Rămâneți alături de RTT.